La ieșirea din secția de votare, Gabriela Horga, candidat PNL Giurgiu pentru Camera Deputaților, a declarat că a votat pentru maximizarea șanselor de dezvoltare ale județului și municipiului Giurgiu. Gabriela Horga a făcut cu această ocazie și un apel către toți giurgiuvenii pentru a face un minim efort și a ieși din case pentru a-și exercita dreptul la vot. Am votat pentru următorii 4 ani importanți pentru noi, pentru că este un moment în care trebuie să ne exercităm opțiunea de vot odată la 4 ani și pe această cale îndemn pe toți giurgiuvenii să iasă astăzi la vot. Am votat pentru un Giurgiu al dezvoltării și pentru o România a dezvoltării. Am votat pentru un proiect de dezvoltare pentru o echipă care a dovedit că poate și îi îndemn pe toți giurgiuvenii să aleagă astăzi acea opțiune care le oferă perspectiva de dezvoltare pentru județul Giurgiu, dar și pentru România.